La PC Garage te echipăm gratuit. La orice procesor plus orice placă de bază plus orice placă video, primești cadou SSD sau carcasă RGB. Află mai multe pe pcgarage.ro. Salut, bine v-am găsit la un nou joc pe canal. De data aceasta ne vom juca singur acasă jocul, pentru că s-a lansat așa ceva și nu mi-a venit să cred că n-am văzut. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și dacă vreți mai multe episoade. Iar acest joc este făcut de cei care au făcut Scary Teacher, deci este un joc foarte asemănător cu jocul cu profesoara, doar că de data asta doi hoți vin la tine acasă, iar tu trebuie să le faci tot felul de farse. Vreau să văd cine a apăsat primul sau printre primii pe acel butonaj de like. Vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut deja acest lucru, pentru că știu că sunteți unii dintre voi care nici bine nu începe episodul, iar voi deja dați acolo pe like. Și hai să vedem care e treaba. Deci ăsta este Kevin și vreau să văd, ia, o întrebare pentru voi. V-ați uitat la singura casă? Și la câte dintre ele v-ați uitat? Pentru că sunt mai multe. Ia să vedem. Uite, deci sunt exact hoții din singura casă, frate. Unde ar trebui să începem să furăm? Mai întâi să ne uităm la un film. Avem aici un home cinema. Iar noi acum trebuie să le găsim... Trebuie să mergem să le schimbăm filmele. Pentru că ei vor să uite la un film de comedie. Și o să le schimbăm filmele. În loc de comedie vor vedea un film horror. Hai să vedem. Deci vedeți că e foarte similar cu ăla cu profesoara, pentru că e făcut de aceiași oameni. Și avem aici două filme, da? Comedie și horror. Hai să schimbăm. Punem ăsta horror, îl punem la comedie. Zac. Și acum ar trebui să le închidem. Așa, cred că e în regulă, nu cred că trebuie să-l mai închiși pe ălalt. Hai să ieșim afară și să vedem ce se va întâmpla. Și bineînțeles că farsele devin din ce în ce mai interesante pe măsură ce te joci, na, diferite nivele. Dar... E același stil, frate, e fix același stil. Casa este similară, deși e diferită. O să vedeți că o să mergem și în spate. Ia, fiți atenți că se uită la film și se așteaptă acum să râdă. Să fie comedie. Ia să vedem. Hai că râdeți voi dacă e. Săraci. Și asta a fost nivelul, asta a fost farza. Ok, hai să dăm pe următoarea. De fapt, hai să dăm pe home ca să vedem cum se numește. Pentru că când treci de la o farsă la alta nu prea îți dai seama. Următoarea farsă se numește Not So GTA. Adică probabil vor să fure mașina. Da, uite, vor să încerce să fure mașina tatălui tău. Încearcă să oprești chestia asta. Ia să vedem. O să arăt ca un rockstar în această mașină. Da, șeful. Repară mașina asta rapid. Ok, hai să vedem. Find something to puncture the oil. Ia să mergem. Uite că eu văd deja, îi vedeți? Eu îi văd deja prin ușă pe aici. Au blocat ușa, frate, cu lacăt ca să nu mai pot să intru în propria mea casă. What? Ok, o să trebuia să găsim o metodă de a intra. Probabil pe un geam. Pentru că... Da. Hoții blochează intrarea în casă proprietarului. Ați mai auzit așa ceva? Că eu n-am mai auzit. Bun, hai să vedem, sărim pe aici. Ah, nu merge pe geamul ăsta. Vedeți cum arată față de casa profesoarei? Este mult mai diferită. Nu știu ce fac aia acolo. Ăia fac sală la mine în casă. Ok, hai să vedem un hint, să vedem ce... Oh, vine la pe mine, fugi! Oh my god! Oh my god! Stăm la mașină. Am reușit să ies pe garaj. Ah, e bine că acum avem garajul deschis. Bun, fiți atenți, o să dau pe un hint. Find a screwdriver... In the office room beside the library. Deci trebuie să luăm șurubelnița. Șurubelnița e undeva sus. La etaj. Sau nu neapărat la etaj. In the office room beside the library. Unde o fi office room beside library, frate? Chiar nu-mi dau seama. Bine, vă dați seama, nemai jucându-mă până acum, n-am de unde să știu toate astea. Cred că m-a văzut ăla, că văd că a luat-o la alergat. Opa. De ce s-a panicat? Bă, ăsta vine pe mine pe ușa din spate, cred. Da, asta își dorește el să facă. În schimb, ce o să facem, o să luăm șurubelnița direct de aici, pentru că avem această posibilitate. Și zice, puncture the oil seal of the car! Păi, ce m-am speriat, m-au prins! Oh, nu! Nu! Acum, dacă eu aș vrea să dau escape now să scap... mă pune să mă uit la o reclamă sau ceva de genul ăsta, dar n-are rost momentan. Ia uite, mă, m-au băgat într-o cameră și m-au închis aici. Ok, dăm replay, nu-i nicio problemă. Am să iau și șurubelnița din prima de data aceasta. Să vedem ce avem de făcut cu ea.
Sper să ne iasă farsa. Ok, o să dau skip la chestia asta că deja o știm. Și acum, în principiu, eu am deja șurubelnița. Ok. Oh, și nu mai este lacăt la ușă, fiți atenți. Ah, dacă aș putea să... Ba, da, e. Da, băi, ia stai mă, aici n-am și eu un lockpick ceva? Hai că am un lockpick, ar trebui să putem să-l folosim pe ăsta. Hai mă, ieșiți de acolo că vreau să fac ceva la mașina aia ca să nu mai puteți să o furați voi. Răilor care sunteți voi răi. Băi, și dacă ați ajuns până în acela episod și nu ați apăsat încă butonașul acela de like, apreciez foarte mult dacă l-ați apăsat chiar în acest moment, să strângem și noi peste 10.000 de like-uri. Chiar ar fi super tare. Bă, ce e asta? Am găsit ceva, ce o băutură. Uite mă, că lockpick-ul era chiar și aici pe jos, hai să luăm. Și am băut-o, a, mi-a dat energie. Ok. Hai să descuiem. Ok, sper să nu mă vadă. Intrăm aici. Bă, dar nu aici e garajul. Aici e garajul. Ok, și avem posibilitatea să folosim șurubelnița. Posibil aici. Ia să vedem. Nu! N-a fost corect! Încercăm din nou să folosim șurubelnița. De data asta o să folosesc hinturile, ca să mă ajute un piculeț mai mult. Deci ai mai multe posibilități de a face farsa, dar nu știi niciodată cum o să se reușească. Așa că din nou luăm șurubelnița de aici, din nou o să iau un lockpick sau știi ce? Hai să încercăm să deschidem garajul direct. Dacă se deschide garajul direct, a? Ar fi mai șmecher pentru noi. Ia, reveal hint. The car oil seal. Deci trebuie să spargem cu șurubelnița ceva la mașină. Ok, merge. Perfect, perfect, perfect. Hai să ne uităm ce putem să spargem la mașină. Putem să spargem... Uite, la baterie văd că nu mai funcționează chestia aia cu electricitate, deci e bine. Asta putem să spargem. Run out before Lester comes. Ah, gata mă, asta a fost. Ok. Ok, nu este rău. Nu este rău deloc. Și hai să vedem ce se întâmplă acum, pentru că i-am spart ăla de ulei. Și am mai găsit una de-asta de energie aici, aia să o beau. Și bang. Și care e faza cu energia? Dar bănuiesc că nu te mai lasă să te joci la un moment dat dacă nu ai energie. Eu pot să-i văd și de aici. Cred că ei mă văd. A? Nu mă văd. Ok, ia să vedem. Ce se va întâmpla? Lester, trebuie să pornești mașina ca să văd dacă merge. Trebuie să o testăm. Ia că-i dă drumul la mașină. Vai de capul meu ce a făcut. Băi, exact ca în film, frate. Exact ca în Singura Casă. E fix la fel. Hai să dăm pe home să vedem următoarea de asta, următoarea misiune, următoarea farsă. Nacho Usual Heist. Și am văzut acolo un cucui deja în cap. Deci, o să fie interesant. Vor să fure ceva de bijuterii din casă hoții de data aceasta. Șefule, unde sunt banii ăia mulți? Nu, n-astea. Găsește ceva mai valoros. El a găsit un tort și o jucărie. Ia uite bă, și-a pus muzica asta să danseze. Doamne ferește, nu mă așteptam la asta. Ok. Hai să-i dăm pe niște hinturi să vedem ce avem de făcut. Find cheese. Cheese can be found in the kitchen. Deci trebuie să găsim cașcaval. Hai să vedem unde am putea să găsim noi cașcaval. Am nevoie de un lockpick. Use, că deja aveam unul. Și hai să... Nu vreau să-l arunc, mă. Alo? Ok, am aruncat lockpick-ul pe jos. Pe bune? Hai să deschidem lacătul. Nu știu ce face. Stai cu minte, băiatul meu. Eu chiar mă bucur că ăștia de la Scary Teacher au făcut un nou joc, sincer. Adică Scary Teacher e caterincă și îmi place de fiecare dată când bag update-uri și chestii de genul ăsta. Bă, dar trebuia mă ceva nou și ce mai bun decât ideea cu Singura Casă? Unul dintre filmele copilăriei mele. Și bănuiesc că și voi v-ați uitat la Singura Casă, pentru că de fiecare dată, nu știu, când e Crăciunul parcă sau ceva de genul ăsta, bă frate, tot timpul dă Singura Casă la TV. Tot timpul. Și cu siguranță l-ați văzut. Dar scrieți-mi în comentarii dacă l-ați văzut și dați acolo și pe un like dacă ați vizionat Singura Casă. Și dacă l-ați vizionat încă, vă recomand să-l vedeți pentru că e foarte șmecher, frate. Toate sunt mișto. Bine, în general, mie mi-a plăcut asta în care apare Kevin. Kevin îl cheam pe caracter. Tipul ăla, mă, care a jucat în primele filme, știi? Că după asta au băgat alți actori și nu prea mi-a mai plăcut atât de mult. Dar primele filme chiar mi-au plăcut foarte mult.
Bun, hai să vedem pe unde putem. Putem să intrăm prin garaj. Dar mașina deja nu mai e aici, nu știu. Probabil a plecat, au plecat părinții cu mașina sau ceva de genul ăsta. Trebuie să găsim cașcaval. Nu știu unde sunt ăștia. Ok. Sper că... deja ăștia sunt bucătărie, sper că nu. Ok. Ok, cineva se culcă undeva. A, da mă, ăla e în bucătărie, bă, pe bune. Dă-i să fugi. Bun, trebuie să ajung în bucătărie cumva, dar e ăla acolo și nu vrea... Ăla ce face? Se dă cu parfum, fiți atenți că se dă cu parfum ăla, uitați-vă în colț. Oh my god. Ok, ok, fugi. Fugi, bagă viteza luminii. Vreau să fac cumva să ajung acolo, frate, uite, bucătăria. Și avem nevoie de cașcaval. Gat, am făcut rost de cașcaval, de cașcaval încoace. Bun, find and collect mouse. Trebuie să găsesc un... ia sta mă să dau pe hint. Mouse cage can be found in the garage. Deci trebuie să iau mai întâi o cușcă de șoareci. Trebuie să văd unde este ăla. Fața față de scherit, cere că aici ai doi care vor să te prindă. Nu doar unul singur. Și e un piculeț mai greu decât, decât Scheritiger, dar e ok. E ok, ne obișnuim. Plus că eu mă joc de pe tabletă jocurile de telefon și... vedeți, eu când dau acum, uitați-vă cât trebuie să dau cu degetul pe ecran ca să se învârte efectiv. Deci uitați-vă, eu acum am dat de, dintr-o parte în cealaltă a ecranului. Doar atâta s-a dus. Și trebuie să faci mușchi la degete ca să cotești camera. Nu mă joc jocurile de telefon de pe emulator pentru că nu se comportă chiar atât de bine. Performanța e mult mai bună pe tabletă și întotdeauna m-am jucat pe tabletă jocurile acestea. Doar ocazional m-am jucat de pe emulator, unele care chiar erau aiurea de control de pe tabletă. Bun, hai să vedem. Mice are in the basement. Bun. Deci în basement ar trebui să găsim șoareci. Bă, am văzut pe ăsta că vine pe mine. Ok, hai. Coboară. Bun, am ajuns în basement, iar aici avem o grămadă de șoricei. Hai, unul dintre șoricei să intre în cușca mea. Ok, să le facem farsă la ăștia. Bun, și am acum șoricel. Da, am șoricel. Perfect, și acum place the mouse in the box. Deci e un fel de... Bă, ăștia au pus două trepuri aici. Ce? Mamă, câte de-astea sunt. Bun, aș vrea să ies prin spate, sincer să fiu. Așa că hai să luăm două lockpick-uri și hai să încercăm să deschidem aici. Use. Ok. Și use. Nu merge să deschid cu lockpick-ul, pe bune? Asta e ciudat. De ce n-ar merge? Înseamnă că o să trebuiască să ieșim tot pe unde am intrat. Deci o să fie destul de aiurea. Și am lockpick-ul în mână, vedeți? Foarte ciudat. Oricum, avem șoarecile. Acum doar trebuie să ajungem să-l punem sus în dormitor, că acolo e jewelry box-ul ăsta. Bun. Hai să facem o strategie. Hai să ieșim mai întâi din casă. Cred că asta ar fi o variantă bună. Ăștia deja sunt la etaj. Bă, ăla mănâncă! Îmi mănâncă din mâncarea mea! Ia uite, bă, hoțul. A venit la mine în casă să fure și mănâncă mâncarea mea din frigider. Așa ceva... Nu știu, așa, nu mai țin minte dacă așa era și în singura casă. Dar cu siguranță, hoții ăștia are... Vedeți, uitați-vă la ei. Căutați poze cu hoții din singura casă, vedeți că exact la fel. Și vorbesc la fel, foarte similar oricum. Ok, am intrat aici. Perfect. Să văd dacă vine cineva. Avem niște cașcaval. Ok, hai să-i dăm niște cașcaval la șoricel. Ia, run away before Lester catches you. Bun, trebuie să plecăm de aici pentru că o să vină în curând ăștia aici. Și noi sărim pe geam direct. Gata, frate, am scăpat. Mamă. Ce nebunie. Sper să fie corect ce am făcut. În principiu n-am reușit să scap încă din curtea lor, dar cred că e ok. Am găsit asta, șeful. Mamă, s-a dus și volanul pe capul lui. Puc. A, și așa i-a făcut cu cui în cap. Nu cred. Ok, o să dau pe later aici. Ok. Știți ce o să fac? Doar o să vedem următoarea farsă. Nu o să terminăm în episodul de azi. Și dacă cumva voi o să dați multe like-uri la episodul ăsta și o să vreți neapărat să mai facem și alte episoade, vă promit că o să continuăm cu celelalte farse, ok? Dar acum doar o să vedem următoarea farsă, să vedem ce trebuie să faci.
Deci noi mai avem practic încă 3 farse. Uite mă, ultima farsă este fix din film, când ia foc pălăria aia și rămâne urmă acolo. Deci e fix, fix singura acasă, frate. A welcome bite. Hai să vedem despre ce este vorba. V-am zis, acum doar vă arăt farsa cum e. Nu facem cap-coadă. Bun. Ce vor să facă? Da, uite, s-au apucat de mâncat. Arată bine. Îmi dai și mie? Ok. Find something to mix in the cookies to make them taste bad. Deci trebuie să faci ceva, să amesteci în prăjiturele, pentru că o să mănânce și prăjiturelele. Foarte șmecher jocul, n-am cuvinte, deci nu am cuvinte. Mi se pare genial și chiar vreau să mai fac episoade. Deci chiar vreau să mai fac episoade, dar asta o să țină strict de voi, știi? Adică eu o să mă uit la episodul ăsta, o să văd, bă, s-au uitat la episod, au dat like, au dat un comentariu drăguț, da. Ok, atunci înseamnă că mai facem și alte episoade. Plus că noi n-am explorat toată casa, deci încă mai avem de explorat casa. Problema e că... Știe să coboare pe aici? Nu cred. Nu cred că știe el să coboare pe scara asta, niciun caz. N-ar avea nicio logică, că de obicei nici Scary Teacher nu prea știe să facă chestii de genul. Ah, dar vine prin față sau vine prin... Nu, vine prin spate, direct. You are low on energy. Tap to open the store. Ok. Și îmi zice că... ok. Deci... obosești mergând în joc. Ok, asta e ciudat. Asta e chiar ciudat. Deci, caracterul îți obosește fizic în joc. Pe Scary Teacher, nu știu dacă era chiar așa. Ok, nu m-a găsit. Suntem în regulă. Și am găsit un ciocan. Nu știu ce o să fac cu ciocanul ăsta. Probabil, da, itemele astea sunt randomly generated și la un moment dat o să ai nevoie și de ciocan la o farsă. Dar nu cred că de data asta. În niciun caz, ăla e pe afară, n-are treabă cu noi. N-are nicio trebușoară. O să vedem, mamă, masă de biliard și cu slot machine. Wow. Șmecher, mă. Șmecheră casă. Aici avem sala de forță. Cum era și pe Scary Teacher, că și ea avea o sală de forță proprie. Cred că e destul de mișto să ai sala acasă, frate. Adică, efectiv, tu nu trebuie să te mai duci nicăieri, pur și simplu faci sala acasă direct. Deși, dacă o ai acasă, s-ar putea să nu mai ai ambiția aia să vrei să faci sală. Nu știu, abar n-am. Bun, ia să vedem. Oh-oh! No. Lasă-mă în pace. Ia uite-l, bă, și pe ăsta aici. Nu! M-au prins! L-a prins pe Kevin, săracul. Săracul Kevin este prins. Și acum când îi dai escape now, te lasă să te uiți la o reclamă și te lasă să scapi. Dar nu o să facem asta în episodul de azi, pentru că v-am spus deja, în acest episod am făcut 3 farse, iar în episodul următor, dacă o să văd că vă place, facem următoarele 3. Bine? Hai, ne auzim data viitoare. Pa, pa!